Mă numesc Cedendaria, am 19 ani și activez de acum mai mult de un an în nișa social media manager. Îmi place foarte mult acest job și vreau să spun că am început de fapt să lucrez de la 14 ani. Tot un domeniu asemănător cu marketingul, dacă pot să-l numesc, doar că este ceva mai puțin diferit, dacă pot să numesc așa, față de ce facem noi în Republica Moldova. Și anume am lucrat și activez și în continuare, este un job de noapte, în lucrul Amazon Affiliate Marketing. Și de acolo pot să spun sigur că a început și drumul meu în acest domeniu, cu toate că am avut o abatere timp de 2 ani și am activat în muzică. Am și fost studentă la Colegiul de Muzică din Chișinău, însă treptat mi-am dat seama că asta nu este ok și nu este acolo locul meu. De asta am decis să mă reprofilez și nu regret niciun pas pe care l-am făcut. Primul meu job la 14 ani a fost în marketingul afiliat. Mi-am format o echipă și era lucru de noapte, asta mi-era și foarte greu. Dar acum m-am obișnuit și în continuare activez în acea echipă. Și este un job foarte interesant, doar în cazul în care au cu adevărat interes. Dacă copiii sau adolescenții nu au interes ca să înceapă cursuri la o vârstă fragedă și au alte interese, atunci este evident că nu o să facă aceasta. Doar în cazul în care ei se simt pregătiți pentru această etapă, pentru că nu este ușor, mereu, oriunde nu ar pleca, este nevoie ca ei să învețe și să se instruiască foarte mult. În cazul în care ei nu sunt gata de acest proces, evident că nu este pentru ei. Poate nu la etapa actuală la care se află ei în viață. Eu aș recomanda studenților, indiferent la etapa care nu s-ar afla sau de vârsta pe care nu o avea, este să investească în instruiri, în cursuri, în speakeri, în oratori chiar și arta vorbirii, pentru că este și asta foarte important pentru oricine, să se învețe, să se dezvolte și să meargă doar înainte, pentru că noi ne aflăm într-o lume în care se află într-un proces de schimbare foarte rapid și dacă nu reușești să ții pasul, rămâi în urmă și asta este foarte grav. Deci, da, fiecare din noi trebuie să se simtă responsabil și să investească în propriile forțe ca să devii din ce în ce mai bun.